Dea Maxer este astăzi alături de mine. Sper că ați stat până în acest moment în care mă apuc de gătit ceva special pentru Dea, invitata mea de astăzi, dar și să vă inspir pe voi. Dea, știi ce am aici? Tot am felul de ingrediente. Am aruncat o privire, da, da. Ce da. Crezi tu că aș pregăti aici? Tu, păi, cred care că ești... e o salată foarte interesantă, nu? Atât timp cât avem mozzarella, dar și măr, fructe de pădure, o să iasă ceva super interesant. Să știi că da, pentru că mi-am propus astăzi să vă uimesc. Am aici mozzarella, care mie îmi place foarte mult și trebuie să avem în alimentație, pentru că mozzarella are grăsimi de care noi avem nevoie, mai ales în prezența legumelor. O să pun și niște măr, tăiat așa cubulețe. Îmi place ideea, mai ales că eu cred că este un prânz, nu? Care da. Poate fi luat și la pachet. Așa este. Pot să-l iau la birou, nu? Pot să-l iau la birou, foarte... Să înțeleg că te-ai apucat de mers la birou? Da, merg la birou. Nu mai mergi în studiouri, mergi la birou? Merg la birou pentru că în ultimii 2 ani am intrat în două domenii total diferite, dar pe care le îmbin cu succes, de business. Este vorba... Stai un pic să îmbin și eu aici, că am ceva de îmbinat. Ok, te rog. Am de îmbinat niște semințe de in cu niște semințe de mac. Wow! O combinație foarte interesantă, pentru că ele conțin multe fibre, aceste două semințe, și știi ce fac cu ele? Îmi pare, știi cum sunt bombonelele acelea care se tăvălesc prin măi, cocos? Da, de ea. Îmi seamănă ceva acolo. Măi, da, știe de ea. Uite cum fac. Wow. Le dau așa prin combinația asta de semințe. Îmi place. Pentru îți place că... ideea? Da, pentru că mă atrag rețetele de acest fel în care pot să implic și copiii atunci când preparăm prânzul, cina să împreună. Știi că, să știi că, da, uite, ca să fiu și mai atentă la detalii, uite, o să pun așa cu furculița. Dar să știți că atunci când puneți mâna pe aliment, o impregnați cu energie bună, dar trebuie să fiți atenți ce energie aveți. Eu am o energie foarte bună astăzi alături de tine. Mulțumesc, uite ce bine e reciproc. Se spune că atunci când intri în bucătărie, trebuie să lași... ca și atunci când vii de la serviciu și poate ești încărcat negativ, nu știu, cu nereușitele așa zilei este. Respective, că mai avem și zile bune și zile proaste, nu? Se spune că trebuie să lași energiile negative la ușă. Ei bine, când intri în bucătărie, la trebuie fel. Să, în momentul în care te speli pe mâini, îți iei ținuta de gătit și îți prinzi și părul, trebuie să lași energiile negative ca mâncarea să iasă bună. Uite, apropo, mie nu-mi place să-mi strâng părul niciodată, dar sunt foarte atentă. La și eu sunt atentă și mie da. Îmi place să fiu așa, da. Like a lady, știi? La, exact. Foarte exact. Feminină în bucătărie. Pentru că în bucătărie nu trebuie să fim, nu știu, gospodinele acelea cu un șorț pe noi care... Nu neapărat, evident. Nu. Nu neapărat, deci evident. Deci eu consider că așa în bucătărie, mai ales că am un preparat foarte rapid de făcut. Ne întoarcem acolo. Deci ai spus așa, că ai început să mergi la birou. Da, am două tipuri de business în care activez. Într-una din ele lucrez de acasă, așa cum mămicile din echipa mea activează, pentru că am o echipă de doamne ce au devenit lideri la rândul lor pentru echipele lor. Este vorba de un sistem multilevel marketing în domeniul de beauty. Ia, și am românce cu care lucrez atât din Italia cât și din UK, dar din toată România, din diferite orașe, promovând, în primul rând folosind pentru scop personal, dar și promovând produse de îngrijire, de make-up, pentru că știu că fiind în televiziune și tu ești pasionată de make-up de atâția ani, dar și de îngrijire personală. Și da, ce este un domeniu care îmi place foarte mult. Apropo de business-ul ăsta, să știi că ce avem noi în farfurie, da, ajută ca să avem un ten frumos și sănătos. Asta voiam să spun, că înainte de orice cremă sau produs cosmetic, trebuie să ne hidratăm în primul rând, doamnelor, să bezi multă, multă apă, mai ales în perioada aceasta, și prin alimentație, nu? Să ne așa hidratăm. Este. Așa este. Mozzarella trebuie să fie în rețeta aceasta, pentru că, așa cum vă spuneam, și în mozzarella avem minerale care ajută oasele. Da? Sănătatea oaselor este importantă și de alimentele pe care le consumăm și mai importantă de ceva, trebuie să spun asta, de anumite genuri de mișcare, pentru că să știți că osul crește în densitate la fel ca și mușchiul. Când faci mișcare și vrei să-ți arăt unul, uite. Bun, nu neapărat pe tocuri trebuie nu. Să facem noi exercițiul ăsta, și pe tocuri, dar poți. Este un exercițiu care ajută și musculatura, da, exact, picioarelor. Așa deci este. Pentru un picior frumos nu neapărat trebuie să purtăm tocuri, cât să îți și urmăm exercițiile fizice. Așa este. Pentru densitatea osoasă trebuie să avem în alimentație calciu. Atenție la raportul acela de calciu. Știi ce mai am aici? Mai îmi am place niște... combinația.
Da? Microplante sunt microplante, acelea? Microplante, da. Okay. Da. Și sunt niște microplante din arpagii. Uite, au foarte multe beneficii, ajută și la digestie, digestie, da, dar arată bine enzime. Și la plating, da, așa, uite, în farfurie. Uite-te și tu cum da, este o rețetă perfectă pentru prânz, eu aș mânca-o negreșit, mai ales că avem și fibre acolo, puține grăsimi, puține calorii, deci e bune pentru dietă. Da, nu? Așa este. Mulțumesc tare mult, Dea, că ești astăzi alături de mine, doar că mă urmărești, pentru că eram curioasă să ne spui cum este viața ta. Plină. Este, zilele mele sunt pline de dimineață până seara. În primul rând sunt mămică full time, copii, școală, grădii. Iar între timp eu o spuneam că merg la birou. Merg la birou pentru că am un nou job în imobiliare. Este propriul business. Spuneai de mozzarella, să știi că în portofoliul meu de proprietăți pe care le am la vânzare, evident, am o fabrică de mozzarella din județul Prahova. Da, da, da? Este, este o afacere la cheie pe care urmează să o vând, evident. E un domeniu care îmi place foarte mult și în care trebuie să... Un domeniu diferit. Un domeniu total diferit de ceea ce am făcut până acum, dar întotdeauna mi-a plăcut să deschid un propriu business. Și acolo lucrez cu oamenii, dar în alt mod. Da, nu artistic. Adică acolo nu trebuie să fie așa... Abilitățile mele de comunicare, degeaba am făcut eu jurnalismul, îmi folosesc cu siguranță. Sunt sigură că și voi vă folosește această rețetă și o să o savurați dacă o pregătiți. Puteți să mă urmăriți pe Instagram, am acolo niște rețete foarte interesante și de mișcare și de dietă, pentru că nu e așa. Dacă avem și dietă și mișcare, ne mai trebuie ceva. E combinația perfectă. Da, dar ne mai trebuie ceva. Știți ce ne mai trebuie? Ca un pic de muzică, nu? Să ne simțim bine. Așa, sunt o fire petrecăreață. Da, așa că... să ne simțim bine. Să știi că starea de bine este extraordinar de importantă. Să vină din interior. Să vină din interiorul tău, din faptul că ești mulțumit cu tot ceea ce ai. Știi, recunoștința, și vă spun și vouă, este, dacă vreți, sănătate pentru întreg organism. Pentru că atunci când ești recunoscător, nu mai ai stările acelea, știi, de anxietate, de depresie. De nemulțumire, aoleu, ce mă fac, aia nu merge, aia nu merge. Ai avut momente în ultimul an de, nu știu dacă de depresie, dar poate așa, de tristețe? De tristețe nu, dar responsabilitatea a căpătat cote din ce în ce mai mari, copiii cresc și responsabilitățile parcă sunt din ce în ce mai mari, dar evident mi le asum, am devenit mamă de tânără, sunt o femeie extrem de activă, extrem de ambițioasă, așa că da, săptămâna mea îmbină foarte multe activități care uneori pot duce la anxietate din cauza lipsei de somn, alimentație incorrecte, poate lipsa de mișcare fiind tot timpul la birou, dar eu zic că dacă găsim un echilibru, suntem bine. Cum ai găsit tu echilibru? Păi încercând deci să-mi dau seama de încercând să-mi dau seama ce-mi lipsește. Am zile în care dorm, am nopți în care dorm foarte puțin, sunt foarte obosită, îmi dau seama că nici cu alimentația nu reușesc să mă echilibrez, fiind tot timpul pe fugă, uitând să mănânc. Da? Să știi că salata asta este bine tocmai de pregătit te-am întrebat și de la luat început. Într-o caserolă. Dacă poți să iau în caserolă, da. Exact. Da, deci mănânc la birou, mănânc în mașină, mănânc pe fugă, gătesc seara pe fugă pentru copii, dar încerc să mă odihnesc, să mă hidratez, să mă echilibrez alimentația, să-mi găsesc și timp pentru mine, că e foarte important, doamnelor, mămici mai ales, să vă găsiți și timp pentru voi. Poate seara când copiii adorm și faceți o baie caldă, nu fierbinte, cu o carte în mână, cu o muzică bună, cu ceva tratamente, poate cosmetice sau da, corporale pentru păr, încât să faceți ceva și pentru voi. Sfatul acesta mi se pare foarte interesant, să știți că nu vă trebuie nu știu ce terapie absolut specială. Așa simplu cum ai spus tu, este un mod prin care tu te răsfeți pe tine. Și să te răsfeți pe tine este o sursă de energie pentru tine ca apoi să dăruiești celorlalți. Vreau să-ți dăruiesc ceva de ea. Mulțumesc! Asta pentru că ne-ai dat un sfat foarte interesant. Mulțumesc tare mult! Sunt produse de îngrijire a pielii, tot ai spus. Cred că toate dintre noi le avem acasă. Așa este, iar eu pot să vă spun așa, că dacă ar fi să concluzionez discuția cu Dea și uitându-mă așa la chipul ei, cred că ar trebui să faceți ce vă place. Pentru că atunci când faci ce-ți place, se vede pe chipul tău și ai resurse să dăruiești și celorlalți. Dacă nu faceți în momentul ăsta ce vă place, mai gândiți-vă un pic, stați voi cu voi și vedeți care este direcția care vă place foarte mult. Apropo de munca pe care o ai tu, e la extremă, nu?
imobiliare cumva, cu... domeniul de vânzări, pe partea de cosmetice, imobiliare, tot domeniul de vânzări. Și totodată proiectul meu artistic oriental, care rămâne? Este încă vandabil, da? Și spectacole sunt, ales că e sezonul nunților acum, da. Deci și sunt cumva la... sunt femeia cameleon. Îți mulțumesc tare mult! Nu uitați, intrați pe Instagram Florentina Opriș, acolo găsiți foarte multe sfaturi. Deia a fost invitata mea de astăzi, îți mulțumesc tare mult, Deia. Weekend minunat, vouă vă sunt recunoscătoare că ați fost și astăzi alături de Sport, Dietă și o vedete la Canal D. Mulțumesc, Deia! Și eu!